De astăzi, în municipiul Iași s-au relaxat măsurile luate pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, pentru că rata de infectare a scăzut la sub 3% în municipiu. Acesta a trecut deja în scenariul galben, ceea ce înseamnă că restaurantele, teatrele și cinematografele se vor redeschide. Pentru angajații Horeca, vestea relaxării restricțiilor a venit ca o gură de oxigen în momentul acesta. Până astăzi nu se putea servi masa în interior. Iată că de acum clienții au posibilitatea să mănânce în restaurant în capacitate de 30%. Vestea că de astăzi își pot relua activitatea a venit ca o gură de oxigen pentru patronii localurilor din oraș. Mobilizarea a fost una contra cronometru. Redeschiderea la interior înseamnă din nou un cost în plus. Iar am adus oamenii de acasă, iar i-am băgat în lucru, am fost anunțați iar de pe o zi pe alta, oamenii probabil aveau câteva planuri. Unii erau în șomaj, unii erau liberi. Dornici de socializare, clienții nu s-au lăsat așteptați. General, noi ne ferim de boala asta, dar încercăm să ne mai și socializăm cu toată lumea, cu prieteni, cu... Mi se pare o chestie foarte bună că au dat drumul și la interior. Speram să dea drumul mai peste tot. Mai peste tot și o să scăpăm. Măsurile de relaxare prevăd și redeschiderea teatrelor și a cinematografelor. De asemenea, este permisă desfășurarea activităților în cinematografe și instituții de spectacole sau concerte cu participarea publicului până în 30% din suprafața sălilor respective. Constanța și Sibiul se pregătesc și ele să iasă din scenariul roșu. Specialiștii estimează că în câteva zile în aceste județe rata de infectare va scădea sub 3 cazuri la 1000 de locuitori.